Vă salut, dragile mele, fete cochete! Bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră! După ce am publicat filmulețul despre sănătatea bărbaților, dar eu vă promisiesem deja că o să fac un filmuleț în luna martie cu produsele care eu le iau în menopauză. Și vă mulțumesc pentru că mi-ați adus aminte. Mi-ați sugerat încă o dată această idee să publică, de ce pentru bărbați ați publicat, dar și pentru femei, de ce nu? Și eu sunt datoare să fac acest filmuleț, măcar că pe parcursul filmulețelor v-am mai prezentat produsele pe care eu le iau și cunoașteți o parte din produse, dar astăzi o să fac accent anume la menopauză. Ce produse îmi ajută să mă simt bine? Măcar că eu perioada de menopauză nu am simțit-o drastic, nu am simțit o acțiune nefavorabilă asupra stării mele psihoemoționale. Mă scuzați. Dar cei care mă urmăresc știți că am publicat un filmuleț cum folosesc eu ceaiul din salvie. Deci ceaiul din salvie care normalizează fonul hormonal și este un fitoestrogen. Deci plantele care au sau care citit și este scris fitoestrogen, aceasta nu înseamnă că el are în componența sa estrogeni sau hormoni. Sunt plante care sensibilizează receptorii să producă estrogen, deci hormonul feminin, sau plante care acționează sau au aceeași acțiune asupra țesutului, uterului, a ovarelor. Deci după ce am finisat ceaiul din salvie pe care l-am luat timp de o lună și totodată finisez și căpsulițele cu duan cu ei sau se mai zice rădăcină de angelică sinienis, iată așa arată căpsulițele. Și ca să nu uit să vă spun că toate suplimentele pe care le iau eu în menopauză pentru a menține starea de bine, le iau o dată în săptămână, fiindcă nu am nevoie mai des. Dacă voi aveți necesitatea și aveți simptome, vă recomand să consultați medicul sau să cunoașteți cât voi aveți nevoie, câte suplimente, ce doză de suplimente aveți nevoie să luați pentru voi. Și să nu uităm de, în menopauză, să luăm calciu și vitamina D. Fiindcă în menopauză osteoporoza ne atacă foarte, foarte, foarte tare. Deci pentru a preveni și a diminua durerile în articulații, în oase, luați acest duios pentru a preveni osteoporoza, vitamina D și calciu. O să vă mai atașez și filmulețe în descriere, cu suplimente, cu sfaturi în ce privește menopauza. O să le găsiți link-urile în descrierea filmulețului. Dar vreau să vă spun că acest supliment, ca și următorul pe care l-am luat acum proaspăt, menopauză, suport de menopauză, deci două suplimente pe care îl finisez și o să încep suport de menopauză, deci conține rădăcină de angelică. Angelica sinensis, care ajută la restabilirea fonului hormonal, ea ajută la sinteza
substanțelor care au aceeași acțiune ca hormonii, diminuează tensiunea arterială, înlătură bufeurile, balonările și menține sănătatea uterului optimă. Deci are o acțiune asupra țesutului vaginal, țesutului uterin și creează o stare de bine, fiindcă conține cumarine, tanine, care ajută la normalizarea fonului hormonal. Și după ce voi lua menopaz suport, o să trec la uleiul de enoteră. Deci e diferit. Eu pot să combin. Deci pot să iau suport menopauză cu angelică peste o zi. Deci miercurea și vinerea. Iată așa îmi place, miercurea și vinerea. Într-o zi, miercurea menopauză, iar vinerea uleiul de enoteră. Sau pot să fac undeva o lună să beau Angelica Sinensis, altă lună ulei de enoteră. Deci este bine să experimentăm, să aplicăm în practică și să credem, să observăm cum organismul nostru acționează la fiecare supliment. Eu zic de femeile, de doamnele care sunt într-o stare fizic bună, nu au simptome psihoemoționale evidențiate pentru a menține sănătatea. Deci, uleiul de enoteră, care conține ulei linoleic, ulei oleic, o mulțime de ingrediente cu efect antioxidant, antimicotic, antiinflamator, deci flavonoizi, tanine, cumarine la fel, dar principalul din semința de enoteră sau extras concentrații de uleiuri care acționează benefic iarăși asupra proceselor metabolice în organism. Stimulează sinteza de progesteron, deci substanțele cu efect de același efect ca fitoestrogenii, dar un efect mai moale la acțiunea țesutului intrauterin. Înmoaie țesutul, împiedică proliferarea țesutului, deci are un efect anticancer, scade tensiunea, restabilește și diminuează bufeile. Uleiul de enoteră este mai numit și tinerețe de lungă durată. Îl putem folosi intern, îl putem folosi și extern, puteți să faceți masaj facial, puteți adăuga în măsculițe, în creme, fiindcă sensibilizează receptorii din interior pentru a sintetiza colagena și elastina. Din exterior, la fel, stimulează receptorii pielii la sinteza colagenei și elastinii. Mai bine zis, aceste două acțiuni se completează una pe alta, fiindcă uleiul de enoteră are o acțiune puternică asupra celulelor pielei, a fibroblastelor, asupra țesutului conjunctiv. Deci avem o dublă acțiune, multiplă acțiune, nu numai asupra fonului și a stării noastre psihoemoționale, dar și asupra elasticității articulațiilor, asupra plasticității noastre, asupra stării de bine, o stare de relaxare, fiindcă uleiul de enoteră relaxează sistemul nervos, deci o acțiune neuroplastică.
Și iată aceste suplimente în menopauză, pentru mine, le-am. Le voi folosi timp de un an. Acesta deja de 2 ani îl folosesc, fiindcă anul acesta se expiră, anul acesta expiră și voi continua cu aceste două, deci suport de menopauză și ulei de enoteră, pentru o stare de bine. Și pentru a mă împărți cu voi, cu ceea ce iau eu pentru menopauză. Dar voi, ce luați în menopauză, voi aveți un tratament specific pentru menopauză, o substituire hormonală, sintetică, sau pledați pentru metode naturiste, să scriți, vă rog, în comentarii. Lucru pentru care vă mulțumesc. Eu vă iubesc, dragile mele fete cochete. Nu uitați și de regina noastră glanda tiroidă. O să vă las linkul în descriere la masajul glandei tiroide. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Vă aștept și la alte filmulețe, cu drag de voi!